mod normal, după 5 zile când această hotărâre va fi adoptată, se poate discuta de realizarea achiziției, de cumpărarea soluțiilor, în așa fel încât să fim pregătiți. După părerea mea, în 2 săptămâni, în 3 săptămâni, în cel mai rău caz, după 15 iunie, putem discuta dacă este necesar să ni se solicite de către instituțiile de sănătate ca să facem acest lucru în regim de urgență sau dacă vom face așa cum ați văzut că s-a discutat, în funcție de solicitările pe care le au primăriile din județ, în zonele mai împădurite, sigur că există mai rapid această necesitate, în zonele celelalte poate fi și după aceea. Ce va cere concret primăria Timișoara pentru că municipalitatea nu poate semna un contract cu o firmă de dezinsecție și atunci mai exact cum contribuiți cu bani? Deci primăria Timișoara va contribui cu banii pentru teritoriul pe care vrea să și-l stropească pe cel care vrea să intervină. Și cine contractează firma? Cine leagă contractul? Noi facem contractul, da? Pentru tot județul, pentru toate primăriile, prin licitație, cumpărăm soluțiile tot împreună, iar fiecare primărie, dacă până la urmă nu găsim soluția ca să putem să-i ajutăm în modul legal, cel puțin la ora actuală, primăria Timișoara, care are cea mai mare suprafață și Consiliul Județean, am căzut de acord că suntem de acord să facă Consiliul Județean această lucrare, inclusiv achiziția soluțiilor și a realizării lucrării. Deci se va face și cu elicopterul prezinția? Cu avion. Da, mă rog. Deci, aerian. Consiliul Județean va face lucrări de dezinsecție pentru primăria Timișoara fără bani? Nu, cu bani, v-am spus. Deci primăria Timișoara a căzut de acord că ei sunt de acord ca să plătească, pentru ca să facă. La celelalte primării, ați văzut că am dat sarcină Comisiei pentru Agricultură și Comisiei Economice, colegilor din executiv, din juridic, din financiar, să găsească soluția dacă este necesar și ce trebuie să plătească cei lați colegi, celelalte primării din județ. Prunariu? De ce e Prunariu? Prunariu pentru că este un om din județul Timiș, este un om extraordinar, este un om care, așa cum știți, a dus faima nu numai județului Timiș, României, în ceea ce înseamnă aviația, în ceea ce înseamnă domeniul pe care îl reprezintă. Este un om deosebit, este un om care ține la județul Timiș. Suntem în discuții inclusiv pentru posibilitatea de a crea o casă memorială Prunariu la Groș, așa cum se cunoaște, așa cum știți, în situația dată îl considerăm una dintre marile personalități ale județului Timiș. Sigur, sunt bucuros că avem cel puțin până la ora actuală, dacă să începem cu prea fericitul patriarh Daniel și cu Ștefan Popopopas, cu Prunariu, cred că nu poate fi contestat niciunul dintre ei că ar putea fi, știu eu, o propunere mai puțin motivată decât cea a respectului, a calităților pe care le are fiecare dintre ei. Mulțumesc, vă pup, să fiți iubit!